într un mesaj, mesajul de astăzi, intitulat E vremea războiului. E vremea războiului. Oameni buni, în ultimul timp se preconizează tot mai mult și se, nu știu, dacă dintr-un spirit de frică, dintr-un spirit de precauție, îmi spune cineva din biserică, vă spuneam că data trecută cineva din biserică mi-a zis că a primit un îndemn să-și treacă copilul pe certificat de handicap ca să nu facă să nu fie recrutat în armată. Mă sună altul și îmi zice, eu am primit altă propunere, să intru în securitate, că ăștia din securitate nu merg pe front, la servicii, frate, frate din biserică, zice, să aplicăm la securitate că ăștia din servicii nu intră. Oamenii se gândesc, la perspectiva războiului. Mă uitam astăzi dimineață la știri că poporul evreu a fost bombardat cu 350 de rachete în noaptea aceasta. 350 de rachete. Dacă nu aveau un sistem de apărare foarte bun, Israelul era ras de pe fața pământului. Și ce înseamnă 350 de bombe? Gândiți-vă că o singură bombă ar rade Romexpo. Arad de Romex, o bombă, una, să cadă în centru aici și credeți-mă că tot ce vedeți în Romex ar fi afectat, tot. Dacă n-ar fi culcat la pământ chiar tot. O bombă. A trimis Hezbollah 350 de rachete în noaptea aceasta spre dimineață. A... Duceți-vă în mol Băneasa și veți vedea câte familii de evrei întregi, complete, sunt acolo. Duceți-vă să vedeți, de curiozitate. Eu locuiesc lângă Molbăneasa, relativ aproape, 10 minute, nici 10 minute, 7 minute. Merg des acolo, merg des. Gândiți-vă că e prima oară când am văzut așa ceva, familii întregi, Gabriela este martoră că am fost cu ea. Zice, Toni, ce drag mie de evrei, ce drag mie de familiile astea. Zic eu, păi e război la ei, dar ei au venit aici. Fug! Vă dați seama că în orice moment se zvonește că Iranul vrea să atace. America a trimis uh, submarin nuclear acolo, lângă Iran. Cumva, dacă atacați Israelul, scoatem bombele nucleare ca amenințare. Armate formate din toate națiunile, aproape toate națiunile din NATO, sunt în Ucraina și luptă. În zona Kursk, știți și voi, Kursk au intrat deja trupe aliate, vorbesc engleză, vorbesc spaniolă, vorbesc franceză, vorbesc română, avem un grup de mercenari voluntari, independenți, se numește Getica, care se zice că ar număra câteva mii, câteva mii, Getica, Câteva mii și crește. Un grup de mercenari români, pe nume Getica, care luptă în Ucraina, pentru Ucraina, împotriva Rusiei. Nu sunt știri secrete, este uh, foarte real ce vă spun acum. Rușii sunt întărătați, evreii sunt întărătați, întăr 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 Iranul este întărătat, Hezbollahul, Yemenul. Lumea este pe un butoi de pulbere în orice moment și am mai spus-o de multe ori. Te trezești în pace și te. Nu, te culci în pace și te trezești în război. Se poate întâmpla asta oricând, în orice moment, oricum, orice ar fi. Ce vreau să vă transmit este următorul mesaj. Biserica are foarte mult de lucru în perioada aceasta este cel mai, cel mai propice moment al bisericii de a câștiga. Biserica n-a câștigat mult în vremuri de pace. E adevărat asta da, sau nu? N-a câștigat mult în vremuri de pace. Nu vedeți că nici noi nu venim la biserică când e pace? Nu prea! Venim, nu venim, o duminică da, una nu, nu prea stăm în rugăciune, muncim, muncim 10 ore, 12 ore, 14 ore, de multe ori nici nu ne cheamă patronul la muncă și nici nu ne pune la muncă cât muncim noi. Ai putea să-ți închizi telefonul după ora 16, 17, 18 când închei tu munca, dar nu o faci pentru că vrei în plus. Pentru că vrei ciubuc, vrei mai mult, Ții telefonul deschis pentru că vrei promovare. Nu vii marți, nu vii miercuri, nu vii duminică, pentru că vrei mai mult. Să aduni mai mult. Nici biserica nu prosperă în vremuri de pace. La noi trebuie să vină așa niște bubuieli, niște zguduieli. Biserica Profide s-a crescut cel mai mult în pandemie. În pandemie am crescut cel mai mult. Înainte de pandemie eram 60. Îi număra sora Irina pe toți venea la sfârșit, îmi dădea raportul. Și aici trei azi. Zic, soră, nu mai numera că intru în depresie. Chiar am spus. I-am spus, uh, uh, nu mai, lasă-mă că suntem aici, plătim, ajunsesem să plătim 3500 de euro chirie la mall, în Liberty, și eram 63 și 64. Răgușam de la amvon ca și azi, cântam ca și azi, predicam ca și astăzi, chemam oameni la Hristos ca și astăzi, 63, 62, 61. La un moment dat o luam în jos. Zic, Doamne, ce facem? Și Domnul a zis, stai cu minte, copilul meu. Am un plan. I have a plan. Am un plan. Voi permite, voi permite ceva peste pământ. Și a venit pandemia și mă sunau din toată lumea. Eram Pastorul spoveditor pe internet. Duhovnicul Facebook-ului. Mă sunau din toată lumea, frate Tony, cred că mor. Îi auzeam. <tri> <tri> Zic, cei, frate, sunt la aparate. Mor, frate Tony. M-a sunat un frate milionar în euro. Cei, frate? Frate. Spunem cum să fac testamentul, împărțeam cu el averea. Nu mi-am pus la mine nimic, Dumnezeu mi-e martor. Și știți ce? Nici n-a murit. Slavă Domnului. Împărțeam cu el averea. Cât să-i lase, cât să lase la copii, cât să lase la așa, la așa, la așa, la așa. Re Vă spun. Mai aveam un pic și redactam testamentul. Și că eram și avocat. E, au început româna și să vină la biserică. Au început să vină la Hristos. Mă chemau, mă sunam, mă sunau, botează-mă în cadă! Vreau în cadă, frate Toni! Am COVID! Vină la mine acasă și botează-mă în cadă! Zic, bă, și eu som. Ai COVID? Da! Așteaptă să treacă! Ce facem aici? Nu le păsa! A venit unul din Germania, COVID, n-avea nici mască, n-avea nimic, a venit la, la, nu la urechea mea, mai spre gura, așa. Frate Toni, nu zi la nimeni. Aici era nasul meu, el cu gura lângă nasul meu. Frate Toni, am COVID, nu zi la nimeni. Eram... Uf, uf, bine. Și am stat cu el vreo 15-20 de minute să-l spovedesc că avea amantă, Soție pocăită în Germania, cânta la acordeon în biserică în Germania și venise în România să-și vândă acordeonul, dar venise de fapt să-și vadă amanta. Pocăit, cânta la acordeon. Nu zic că ăștia care cântă la acordeon au toți amante, Doamne ferește. Și toboșarii poate să aibă amante, Doamne ferește. Și zice, frate Toni, iartă-mă, plângea cu COVID-ul el. Iartă-mă! Că am amantă și mi-a mințit soția că am venit să-mi vând acordeonul. Dar uite că a venit covidul și cred că mor. Iartă-mă, zic. Dumnezeu să-i cer iertare. El să te ierte prin jertfa lui. N-am mai auzit de el după pandemie. Sper că a vândut acordeonul. Pe bune. Sper că a șterg și numărul amantei din telefon. Oameni buni, dacă vine războiul, vom avea foarte mult de muncă. Va fi cel mai prolific moment al Bisericii noastre, al Bisericii lui Hristos. Dacă vine războiul, în numele lui Isus Hristos vom mântui foarte mulți oameni. Dacă vine războiul, vom avea foarte mulți de conciliat. Dacă vine războiul și va începe recrutarea. Fratele Tony va începe din nou munca de spovedanie pe internet și o să sune. Soția mea știe. Gabriela știe cât suna telefonul. Și încă sună, slavă Domnului. O să ne sune toți. Marcel, 21 de ani. Da, Marcel. Frate Tony plec pe front. Un să îmi poate sfârși viața în orice clipă. Ce vrei, Marcel? Frate Tony, până acum am uitat la pornografie. Dar eu știu că mergând pe, pe front cu moartea în față, cu moartea în față în orice clipă, eu nu mai pot să mă uit la pornografie, vreau să mă pocăiesc, vreau să-mi predau viața în mâna Domnului, vreau să mă boteze acum! Unde, Marcel? că e miercuri. E miercuri și ora 10 noaptea. Frate Toni, mâine am înrolare! La cât, Marcel? La șapte mă sui în tab și merg pe front. Și când vrei, Marcel, să te botezi? În noaptea asta, frate Toni, unde? În cada mea. Îți dau adresa. Calea Rahovei 34, bloc 73, etaj 8, apartament 23. Vi, Daniele, dute. te Că eu mai am listă în spate. Florine, dute. te Că tot stai în Rahova. Ți-am zis adresa? Oameni buni, asta se va întâmpla. Nu-i glumă. Nu-i glumă. Nu este fantasmagorie. Nu este SF. Asta se va întâmpla. Asta se va întâmpla. Frate Tony, a venit războiul, vrem să ne pocăim, vrem să ne lepădăm de păcat. Până acum a mers, cum zice românul cu cioara vopsită. A mers, până acum am putut să fentăm pocăința. Dar nu mai merge, gata, gata, nu mai merge. Un glonț, o bombă, un obuz, o mitralieră care te sfârte că te taie de la jumătate. Frații care lucrează în armată știu. Dacă a trecut o salvă de aia cu un glonț calibru ăla de cât o fi, uite atâta, când a trecut o salvă de aia, un glonț de ăla dacă te-a nimerit la mijloc, te-a te, -a, te, -a, te -a rupt în două. Nu mai ai șanse. Te-a secerat în două. Picioarele îți rămân jos și corpul pică pe spate. Este realitate. În Ucraina se întâmplă în Israel e război încă. Vreți să fie și în România? Nu-și dorește nimeni. Nu vreau să ne ferească Dumnezeu. Dar vă spun un lucru. Pregătiți-vă de orice. Și dacă va veni războiul, încă o dată o zic, cu toată responsabilitatea și apăsarea, avem multă treabă de făcut toți. Vor veni răniți acasă. Va trebui să mergem să-i vizităm. Din păcate vom avea în mormântări. Hai să ne pocăim. N-ar fi bine să ne pocăim? N-ar fi fain și frumos înaintea Domnului să te pocăiești, tinere, dragă, înainte să primești ordin de încorporare? Te întreb. N-ar fi bine, scumpă soție, să-ți iubești soțul înainte să se ducă pe front trei ani și să auzi de el din an în Paște? N-ar fi bine să-l iubești acum? N-ar fi bine să-l strângi în brațe acum? Decât să-i trimiți scrisori pe front că n-are voie să vorbească, să nu se dea de gol prin semnalul GPS? E vremea războiului, mi-am mintit la mesajul. Și este o vremea războiului, acum. Este o vremea războiului. Dar eu simt în Duhul că este cea mai Binecuvântată vreme, pentru că Dumnezeu a hotărât în aceste vremuri să facă o trezire peste pământ. Și de o va face și prin război o va face. N-am putut împiedica pandemia, deși am știut de ea. Sunt surori și frați aici care știu că noi știam despre pandemie că urmează. Șapte săptămâni. Ne-am rugat înainte de pandemie. Dumnezeu ne-a zis că va veni o negură. N-am putut să o împiedicăm. Ascultați-mă bine ce vă spun. N-am putut împiedica uh, uh, pandemia. N-am putut să o împiedicăm. De va veni război, nu vom putea împiedica nici războiul. Dar avem ceva de făcut. Să mântuim oameni prin Isus Hristos. Glorificat să fie Dumnezeu. Este vremea războiului. Vreau să vă spun o, o întâmplare. O fabulă, dacă pot să-i spun așa, erau patru frați și locuiau pe cursul unui râu. Aveau o câmpie mănoasă, terenuri, hectare întregi de terenuri agricole, plantau ce voiau ei. Totul le mergea minunat, până într-o zi când deasupra lor s-a instalat un uh, rege rău, un domnitor rău și a făcut stăvilar. Și a oprit apa acelui râu și toată apa o folosea pentru irigarea moșiei lui. Un rege foarte rău, foarte rău. Imediat terenurile agricole ale celor patru frați au început să se usuce, s-au dus sus la acel domnitor și au cerut îndurare. Domnitorul i-a umilit, i-a jignit și i-a trimis de unde au plecat. S-au întors acasă fără niciun sorț de izbândă și priveau cu tristețe cum terenul lor se usucă din zi în zi. Nu mai aveau apă, secetă. În scurt timp tot terenul acela a devenit teren arid, Fratele cel mare n-a putut să suporte durerea și a plecat de acasă. Au rămas trei frați mici și au rămas acolo pe teren. După ani și ani, fratele cel mare primește o scrisoare, fratele cel mare, primește un pont, cineva le anunță și îi zice, iată că Domnitorul cel rău a murit, întoarce-te acasă, du-te și luptă-te cu. Oamenii cu soldații acelui domnitor, că dezorganizați, nu au domnitor, s-au pus pe chefuit, s-au pus pe beții și îi vei birui tu cu frații tăi și vă veți recupera apa de care aveți nevoie ca să vă udați moșia voastră și veți trăi din nou ca o dinioară. S-a dus în galop călare fratele cel mare acasă la frații mai mici și le-a zis frații mei, eu sunt fratele vostru cel mai mare. Prima oară l-au contestat. Cine ești mă tu? Nu te mai ține minte. Ai plecat, ne-ai lăsat. Cine te-a trimis mă pe tine? N-ai mă nicio valoare în ochii noștri. Și le-a spus, fraților, ascultați-mă, e vremea să ne redobândim moșia. Fratele, unul dintre cei trei, următorul frate ca vârstă zice, păi eu am aici o tabără micuță, fac focul, vin drumeți, îi pun la foc, le dau o bucată de cărniță, mă plătesc și o duc bine. Altul zice, eu am un eleșteu cu pești, pești din ăștia colorați, vin oamenii, turiștii, îmi dau câte 2-3 lei, cât de cât o duc bine. Cel mai mic nu făcea nimic, dar trăia din milă și din cercit, acolo pe teren, de la turiști. Și toți erau mulțumiți cu starea lor precară. Unul aprindea focul și stăteau turiștii la focul lui, altul avea pești într-un eleșteu micu și îi dădeau de pomană să vadă peștii, altul cerșea de la trecători. Și fratele cel mare a încercat să-i motiveze. E vremea războiului, hai să ne mobilizăm, hai să ne ducem. Și ce s-a întâmplat? În scurt timp a venit un rege nou, mai rău decât primul, și știți ce a făcut? A venit peste cei patru frați, i-a luat ca sclavi, i-a dus pe moșia lui și în timp ce îi ducea pe moșia lui, cei patru frați știți ce făceau? Se certau. Se certau. E tot ce mai puteau să facă, se certau. Eu vreau să vă anunț ceva și vă spun cu toată responsabilitatea. Este vremea războiului, este vremea să cucerim. Este vremea să ne ridicăm și să facem în România ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria ei. Niciodată în istoria ei. Niciodată. Și vă spun, este o vreme în care religie nu prea mai este în România. Mă credeți sau nu? Nu prea mai. Uitați-vă la copiii voștri. Uitați-vă voi cei peste 50 de ani, peste 50. Pe vremea voastră, oamenii știau de frică de Dumnezeu. E adevărat, da, sau nu? Mergeau la biserică, făceau o cruce, cum știau să o facă, mai știau de un maslu, de o sărbătoare. Aveau o frică acolo, mă, e Dumnezeu, mă? Ne trăznește bunuțul. Aveau un respect, aveau o reverență aparte. Treceau pe lângă o biserică, făceau o cruce. Aparțineau de o anumită mișcare religioasă. Uitați-vă astăzi la copiii dumneavoastră, acelor peste 50 de ani, și uitați-vă la nepoții dumneavoastră, cei peste 60-70 de ani. Uitați-vă ce se întâmplă cu ei. Nu mai există respectul ăla și frica aia. Dacă vă duceți și întrebați un preot, preotul, preotul, eu am vorbit cu preot ortodox și mi-a zis, domnul Toni, pastor Toni, înainte ne primeau cam toți. Astăzi ne mai primez 25% și o mare parte ne înjură, ne și unii ies cu băte din aia 75%. Și mi-a zis preotul așa, în câțiva ani de zile vom mai merge cu boboteaza doar la cerere. Adică cine cere? Cine sună la Parohie să ceară vizită, pentru că ne e frică, nu ne mai permitem. Dacă voi credeți că România este religioasă, creștină, vă înșelați amarnic. Oamenii în jură de Dumnezeu, drăguie, spurcă, nu mai au niciun fel de frică. Mai mult de atât, eram cu soția mea într-un loc de relaxare, de recreere mi-am permis și eu să o scot pe iubita mea soție la un loc de recreere. Și vreau să vă spun că am ascultat trei melodii fără să vreau. Trei melodii. În engleză. Toate erau despre sex și religie. Toate trei. Sex și religie. Și am observat și am spus Gabrielei ceva. Fii atentă, Gabriela, uite-te în ochii mei și ascultă-mă bine ce îți spun. Una zicea așa, dezbracă-mă și mai apoi zicea ceva de holy water. Erau asociați termenii dezbracă-mă și holy water, apă sfințită. Dezbracă-mă, apă sfințită. Apoi, un alt cântec, tot cu tentă sexuală, vorbea foarte urât în termeni sexuali și zice is the holy grail. Sfântul pocal, sfântul gral, da pocalul acela din care se bea chipurile părtășania. Și asocia spurcăciunea sexuală cu holy grail, holy grail. După care o altă piesă, unholy, nesfânt care vorbea tot despre destrăbălare sexuală. Și spun, Gabrielo, când în generația noastră, de, eu am 38 de ani, mulți înainte dumneavoastră, bă, dacă cânta Maria Cârneci, nu Dolănescu, Nicu Paleru, de vin cânta de vin, cântau de mierlița când îi bolnavă, mierlița când îi bolnavă, cântau de hai hai cu trăsioara până în deala la mărioara, aia era, cântau vedetele astea Celine Dion, uh, Michael Jackson, you are, you are not alone, uh, tot felul de, de piese. Există astăzi inoculat în generația aceasta un duh de hulă, un duh de hulă să pervertească ce e sfânt printr-o destrăbălare sexuală dusă la extrem. Mă, ce treabă au dezbracă-mă cu holy water. Întrebați-mă pe mine. Nu știu să vă răspund, dar întrebați-mă. Ideea e e un drag de hulă peste lumea asta. Generația asta a lui Filip, a lui George, a lui Simon, din primul rând, nu e creștină deloc. Ei nu mai au niciun stăvilar înaintea păcatului. Nu vreau să spun câți copii în biserică avem cu dosare penale din cauza vânzării de droguri. Câte trei dosare penale. Nu vreau să vă spun câte fete vin la consiliere după ce au făcut videochat și OnlyFans. Și nu vreau să vă spun câte am măritat, slăvit să fie domnul, să e lucru bun, câte am măritat și câte sunt femei de casă, cu copii chiar. Este cel mai prolific moment al bisericii, în care avem înaintea noastră o generație care nu este a cuiva. Mă refer ca biserică. Vin ortodoxii și zic, bă, sunt ai noștri. Unde? Unde? Cum? Vin catolicii și zic, bă, ai noștri. Unde? Când? Cum? Vin penticostalii și zic, sunt ai noștri, mă. Ce cauți tu aici? că să ai noștri. Unde? Cum? Când? Cine a făcut așa? Voi vedeți o generație care moare fără Hristos sau o văd doar eu? Vă întreb, câți de aici vedeți o generație care moare fără Hristos? Mâna sus, câți vedeți asta? Ce facem cu ea, oameni buni? Ce facem cu ea? Ce facem cu ea? Ne certăm ca aia patru frați luați în sclavie? A venit vremea să-i cucerim, amin? A venit vremea să ieșim la ei, a venit vremea să-i aducem pe stadioane, a venit vremea să le dăm pliante cu cuvântul lui Dumnezeu, a venit vremea să le cântăm, a venit vremea să le spunem că pot fi eliberați de droguri, de curvi, de destrăbălări, de dosare penale. Vin tineri la mine, frate Toni, roagă-te, am dosar penal, mâine am înfățișare, roagă-te și mă rog, și mă rog, Dragilor, când e vremea războiului, poporul trebuie să fie foarte bine pregătit și echipat pentru război. Vedem aici judecător 3, de la 1 la 6. Dă-te rog frumos, Andrei, primul punct. Când e vremea războiului, poporul trebuie să fie echipat și gata de război. Și văd o biserică care nu e gata. Nu e gata. A venit războiul. Vreau să vă spun un lucru. Mare parte din armata ucraineană este finanțată din bani privați. Listen to me. Din bani privați. Oameni milionari care cumpără Pirania 4, cumpără armament, cumpără și donează veste antiglonți. Oameni de rând care fac chete să-și doteze armata cu taburi. Pentru că știți de ce? Le șuieră șuie glonțul pe aici. Ei știu, văd războiul, îl aud. De curând am, am, fost să fac niște sport și să mă antrenez un picuț, că pe 7 septembrie voi alerga și eu. Oameni buni, e foarte important să vă întrețineți trupurile. Asta ca paranteză. De multe ori ne îmbolnăvim și pot să vă spun pe propria piele că pătasem niște alergii foarte puternice, de la alimentație, sedentarism și proastă administrarea trupului. Doamne, vindecă mă! Mă rugam, făceam mângere singur. Doamne, vindecă mă! Alimentație proastă, lipsă de mișcare și nesom, stat noaptea târziu pe internet, culcat la două dimineața, mâncat chipsuri cu cola și toate prostiile și mișcare zero. Am început să elimin din mizerii, am început să fac sport și vreau să vă spun un lucru, alergiile s-au diminuat aproape de zero, slăvi să fie Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat un corp de administrat. Dacă suntem administratori slabi, nu e vina lui Dumnezeu. Anul trecut am suferit de o alergie în perioada asta foarte crun. și Gabriela știe. Anul ăsta e mult mai bine. De ce? Pentru că am făcut un lucru care a stat în puterea mea să am grijă de trupul ăsta. Și mă întorc și vă spun că am fost într-un loc să fac un pic de mișcare și acolo era o ucraineancă care era instructor de, de sport. Am intrat... În sala de sport, după ce m-am schimbat în vestiar, am intrat cu un ghiozdan de armată, cu un, ar un ghiozdan, am primit cadou, profesionist, deci cum se folosește în război. Un ghiozdan foarte, foarte bun de armată, cu niște chestii prinse pe ghiozdan, niște sticăre cu steagul României. Deci, ghiozdanul pare foarte, nu pare, este foarte profesional. Când mă duc cu el la cafea, mă întreabă cum se câștigă în armată. Și eu le zic. Eu sunt în alta armată. Sunt în armata lui Dumnezeu, sunt pastor și câștig suflete. Foarte mulți când mă văd cu ghiozanul ăla mă întreabă cum e în armată dacă se câștigă bine. Ei, vreau să vă spun de ucrainean că aceasta, când m-a văzut cu ghiozanul în spate, s-a învinețit la față. Doar faptul că a văzut un obiect care are legătură cu războiul, deodată s-a făcut palidă și vineție la față și s-a întors brusc pentru că n-a putut să-mi privească ghiozanul respectiv. Ea vine din zona de război. Din zona de război. Nu vrei să fii acolo și nu vreau să fiu acolo. Poate! 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 Că mai putem schimba ceva dacă ne pocăim. Poate! Hai să o facem. Și dacă ne pocăim și vine războiul, credeți-mă, nu pierdem nimic. Nu pierdem nimic. Când șuieră bombele lângă noi, știți cum o să stăm? Uite așa. Uite așa o să stăm. Și o să cântăm. Mi-e așa de dor de tine, Iisuse Dumnezeu. Știți continuarea, da? O să stăm cu mâinile întinse și o să spunem, Doamne, dacă acum e momentul, pentru tine trăiesc, pentru tine mor. Amin? Nu pierzi nimic, omule. Dar dacă nu te întorci la Dumnezeu acum și vine războiul și cad bombe lângă tine, știi ce o să faci? Exact cum zice cartea Matei 25, oamenii vor chema munții să-i acopere și vor spune, acoperiți-ne munților, o să urle și o să-și smulgă părul din cap, cei ce n-au de asta vor face. Eu nu o să stau nici sub pat, că nu o să mă acopere pe mine patul de bombe. Nu o să intru nici în pivniță, că vă spun la ce bombe sunt, acum te găsesc și la 200 de metri în pământ. O să stau cu mâinile întinse la marginea patului cu familia mea și o să cânt mi așa de dor de tine, Iisuse, Domnul meu, Iisuse Dumnezeu. Pentru că eu am o nădejde și țara mea acolo sus, eu mă duc după Iisus. Glorificat să fie El. Judecători 3 de la 1 la 6, dă și 1 Andrei. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toți cei ce nu cunoscuse, răce, zice, stare. Toate războaiele Canaanului. El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască și să învețe zitare. Ce să învețe? Ce să învețe? Și anume cei ce nu cunoscuse mai înainte. Neamurile acestea erau cinci, erau cei cinci domnitori ai filistenilor, toți cananiții și sidoniții și heviții care locuiau în muntele Liban, de la muntele Bal, Hermon, până la intrarea armatului. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Și copii, fiți atenți aici, oameni buni, fiți atenți. Dumnezeu permite niște războaie, permite existența unor dușmani ca noi să învățăm războiul. Noi să învățăm să ne batem. De ce sunt dealeri de droguri lângă blocul nostru? De ce sunt? Ca să învățăm să luptăm cu drogurile. Și copiii noștri să învețe să spună nu drogurile. Când cobor din scara blocului, nu e casă de rugăciune în stânga. Când cobor de la soacră mea din bloc unde am stat 11 ani, în stânga, este exact așa se numește, că satana e șmecher. Casă de pariuri. Fiți atenți, casă de pariuri. De ce nu-i zici, mă, orice, dar nu casă? Casă. V-am spus că m-am rugat până s-a închis un cazino care se numea Paradise. Paradise. Adică paradis. Unde te duci să îți cheltui averea și îți nenorocești viața, Satan a pus acelui loc numele Paradise. Vă dați seama? De ce sunt festivalurile astea demonice în jurul nostru? Să învățăm războiul! De ce sunt prostituate peste tot în națiunea asta? Să învățăm războiul! Eram cu Gabriela în mașină și ascultam un reels al unei doamne care câștigă 40.000 de dolari din OnlyFans pe lună. Se uită Gabriela, medic stomatolog la mine, care muncește sărăcuța de la 8 dimineața, uneori până la 8 seara, să scoată din, să pună dință și le foiască lucrări și doar Dumnezeu știe cât muncește acolo și slavă Domnului câștigă, da. <laughs> 40.000 de dolari îți departe de un medic stomatolog care rupe școala, în șase ani, ci că învață vreo patru limbi străine, echivalentul a patru limbi străine, plus rezidențiate, plus implantologie, plus alte cursuri, alte cursuri, în fiecare an cursuri! Și vine dracu și zice, hei, hei, nu vrei să te dezbraci pentru 5.000 de dolari pentru început? Și oameni buni, știți care este problema? Că copiii ăștia slabi fără Dumnezeu sunt foarte repede prinși. Când văd că mama nu le mai trimite bani pe Revolut să-și plătească uber dintr-un mol în altul, atunci apare satana. Mașinuța aia mică, în colț de stradă, nu vrei să câștigi 5.000 de dolari? Nu trebuie să știe mama. Pe lună. Ce trebuie să faci? Dezbracă-te. Dezbracă-te. Ferice de cei ce își vor ține hainele pe ei, zice cartea Apocalipsa. Voi credeți că degeaba zice asta? Voi credeți că degeaba zice asta? ferice de cei ce își vor ține hainele pe ei, pentru că vă spun un lucru, am ajuns în vremurile în care nu mai este o rușine să umbli gol. Și va fi tot mai evident lucrul acesta. În străinătate sunt marșuri care cresc de la an la an cu oameni care ies goi pe stradă. Goi! Îmi dă mesaj un pocăit. Pocăit. Frate. Nu-i dau numele. Frate Toni, e păcat să mergi la nudiști. zic Jesus. Am zis, Doamne, merită să-i răspund. Mai are vreo scăpare omul ăsta? Mai are vreo șansă? Cum era să-i zic, nu! Nu, frate, du-te! Oameni buni, aici s-a ajuns cu creștinismul de azi. Frate din biserică, am și eu o întrebare. Mergem la nudiști? ferice de cei ce țin hainele pe ei. Amin? Este vremea războiului. A fi în tabăra bună a războiului înseamnă să știi să ții hainele pe tine. Când trage un tânăr și o tânără în biserică de hainele tale, când te cheamă acasă, am avut mare ședință cu un cuplu care greu, din păcate, a priceput că nu e bine ca doi tineri să doarmă împreună în același pat. Nu e bine. Frate Toni, dar n-am făcut nimic. Oameni buni, hai să fim de partea bună războiului. Amin? Ține hainele pe tine. Zice, dar ei, dă te rog, ce-au făcut ăștia? Dumnezeu a permis un război spiritual în dreptul lor. Festivaluri, dealeri de droguri, prostituție, OnlyFans, videochat, toate spurcăciunile pământului, yoga, vrăjitorie, reiki, farmece. Mă uitam la un concert al unei cântărețe din Republica Moldova, pură vrăjitorie, pură vrăjitorie. Mă uitam la un videoclip de-al ei când eram la frizer, mă tundeam. Bine, nu mă tundeam singur, mă tundea cineva. Și vedeam pe ecran, un videoclip. Tendințe de suicid, tot videoclipul îl prezenta pe unul cu un pistol la tâmplă, care voia într să se omoare. Până la urmă a îndreptat pistolul spre iubita lui. S-a terminat videoclipul așa în trei fire de păr, dar vreau să vă spun un lucru. Diavolul și șiret și asta plantează în lume. Suicid pornografie, prostituție și mizeriile diavolului. Zice, dar copiii lui Dumnezeu, judecător 3 cu 6, dă-te rog frumos Andrei, zice, ei nu au avut chef de război, pocăiții nu au chef de război, au luat de neveste pe, zice stare, pe fetele lor și au dat de neveste, ce? Fiilor lor pe fetele lor și au slujit cui? Dumnezeu te cheamă la război. Știi de ce nu poți să vii pe Național Arena? Știi de ce nu poți să vii la marș? La marș pe 5 octombrie? Știi de ce nu poți să vii? Și de ce nu poți să vii pe 7 septembrie la triumful lui Hristos, unde încercăm să adunăm oameni, să le vorbim de Hristos și să-i descătușăm de prinsorile diavolului în care sunt prinși? Știi de ce nu poți să vii? Pentru că te încuscrit cu lumea. Ai ceva din lume în tine. Un frate care, când mă duceam la Paris, uite, așa mă luam brațe și mă pupa. Mă pupa așa, nu știu cum, avea o ventuză, mă pupa după ceafă. Nu reușeam să-l pup și eu, că mă lua, când îmi trăgeau un pupa de la după ceafă, aveam impresia că îmi soarbe cerebelul. Mă lua în brațe, mă pupa, vine nevastă-sa nevastă la mine și îmi zice, plângând, frate Toni, nu te mai suportă bărbată-miu, zic ăla care mă pupa pe ceafă, ăla, nu te mai suportă. Dă șer la toți care vorbesc împotriva ta. Dă la toate hulele din potriva ta care se fac pe internet. Te bălăcărește, te vorbește de rău. Și o întrebare am pus femeii. I-am spus, bărbatul tău a căzut în păcada sau nu? Și a zis, da, bărbatul meu a început cu pornografia, cu preacurvia și astăzi este lepădat de Dumnezeu. Dar știți ce? Le dă șer ăstora care zic că azi nu mai e lucrarea Duhului Sfânt. E unul pe internet care zice că nu mai există lucrarea Duhului Sfânt și el nu crede în nimic din ce este biblic. El nu crede nici măcar în botezul adulților, care e biblic și singurul botez biblic. El nu crede că noi trebuie să, ne, să îl lăudăm pe Dumnezeu așa cum îl lăudăm. La el închinarea e moartă. El nu crede în evangelizare ci crede în predestinare că doar ăia care au fost predestinați ajung la Hristos și să-i lăsăm să ajungă singuri și pocăiții îi dau șer. El nu crede în botez, el nu crede în evangelizare, el nu crede în laudă și închinare și văd pocăiții că îi dau șer. Păi el nu are nimic în comun cu tine. Și tu îi faci lucrarea diavolului. Și uite, ăla căzut în prea curvie, îi dă șer și îl urăște pe Toni și nu mai vine la marșuri, venea la marșuri. Nu mai vine pe 7 septembrie, nu mai vine. De ce? Că s-a cuscrit cu lumea. Nu poți să dai, nu poți să vii, nu poți să te implici, nu poți să te rogi, nu poți să mijlocești când te-ai cu lumea. Verifică-te tu. Trec mai departe. Ia uitați aici. Zice în uh, Iosua 8 cu 1. Dă-te frumos, Andrei, Iosua 8 cu 1 zice aici, Domnul i-a zis lui Iosua, atenție mare la, versete, la versetele acestea, atenție mare, Domnul i-a zis lui Iosua, nu te teme și nu te zitare. Și îmi place ce urmează acum. Ia cu tine pe cine? Pe toți oamenii de război. Vreau să vă întreb ceva. Vreau să vă întreb ceva, dragă biserică Profides, dragă biserică de pe internet care mă urmărești acum, indiferent de unde ești. Câți de aici credeți că voi sunteți oameni de război? Adică, câți de aici sunteți gata să mustrați un drac în numele Lui Isus Hristos? Mâna sus. Fără, fără, să știți, adică fără să vă gândiți că dracul ăla poate să zică Bă, tu vorbești bă ca să te uita la pornografie. Cum mi- a zis unui frate. Uite, George, a ridicat mâna. Te cred, fratele meu. Te cred. Cât de aici puteți să mustrați un drac astfel încât să nu vă zică, bă, tu ai furat de la muncă. Băi, tu ai jignit-o pe nevastă, ai făcut-o iară proastă. Ai făcut-o iarăși neîndemânatică. Bă, ți-ai făcut copilul handicapat din nou. Și ți l-am dat sănătos. Băi, ai înjurat iarăși în trafic și ai scăpat o drăcuială. Băi, ai fost iarăși la prostituate. Câți să sunteți gata de război? Să ieșiți să mijlociți pe 5 octombrie, în stradă, să treceți prin centru vechi, focar de infecție demonică, să treceți pe acolo, printre toate cluburile, unde se servesc droguri, alcool, da, se fac razii și se găsesc, nu sunt invenții. Fratele Marian știe de la criminalistică, știe. Ne mai trimite așa câte o știre, uite, au fost prinși și ăia, și ăia, și ăia, și ăia. Nu zic că toți din centru vechi sunt ai diavolului și toți vând droguri. Doamne ferește, mai e și câte o ormerie, un giroș, pe acolo o pizzerie. Dar oameni buni, e război. Zice, îi zice Dumnezeul lui Iosua, ia oamenii de război. Eu vreau să ies pe 7 septembrie cu voi. Voi profi de sus și voi toți care mă urmăriți, uite, mă uit în ochii voștri pe internet. Dumnezeu îi zice lui asta, ia iați oamenii de război, câți? Pe toți. Câți veniți cu mine? Cât sunteți gata? Cât aveți putere să mijlociți? Cât aveți putere să întindeți mâinile spre fotbaliștii care au nevoie de eliberare, de salvare, de vindecare, de descătușare din patimile unii dintre ei? Nu toți, că poate nu toți au fost prinși. Dar unii dintre ei au nevoie de descătușare din patima alcoolului? a curviei, a tutunului, a jocurilor de noroc, a mândriei, au nevoie. Ești gata să lupți? Ah, nu mă duc. Nu mă duc că nu-i treaba mea. Să vezi o să zică Dumnezeu, nu veni că nu-i treaba ta în cer. Treaba ta este acolo unde e zăcut în indiferență. Să zaci în continuare. Iau oamenii de război cu tine. Îmi place foarte mult ce îmi place aici, Iosua 8, dă-te rog frumos. E un verset, nu știu nu știu ce verset e. Cred că 8. Iosua 8 cu 8, nu știu dacă este ăsta, dar îl citesc. Iosua s-a ridicat împreună cu tot poporul pregătit de război ca să se suie la cetatea AI. Iosua a ales 30.000 de război nici vitej și i-a trimis în timpul nopții. Ce verset e Iulia? Ai 3? Da? Iosua 8 cu 3. I-a trimis, dă te rog frumos, Andrei, uitați-vă, uh, traducerea asta zice pe care i-a pornit când? Zice stare. Când i-a pornit? Oameni buni, e noapte. Uitați-vă în jurul vostru, e noapte. E noaptea păcatului. E noaptea păcatului. Dumnezeu vrea vitej pe care să-i trimită în noaptea lumii să lumineze în întuneric. Faptul că vii și lauzi pe Isus și când Isus e rege, faptul că pui 100 de lei, că pui 500 de lei, că pui 1000 de lei pentru ghiozdanele alea care stau acolo, stau acolo și le vom dona copiilor care au nevoie, copii de unii dintre ei de proxeneți, de pușcăriași, de dealeri de droguri, care sunt prin pușcării. Dumnezeu zice, vrea să te trimită noaptea. Nu, Doamne, eu nu mă scol noaptea, eu nu mă deranja. Cum a, venit prima, cum a venit un pic ispita la mintea ta? Cum ai picat? Cum a venit un pic diavolul la mintea ta să zică să stai în confort? Nu te miști de acolo! Nu te miști! Ce te duci tu mă acolo? Dai 300 de lei motorină. Ce te duci tu mă acolo din nordul țării? Să dai 2000 de euro pe autocar. Dumnezeu să miște țara ca să nu miște războiul. Dumnezeu să miște țara ca să nu miște diavolul. Dumnezeu să miște țara ca să nu miște iadul. Mă, mă rog pentru România și simt pentru ea. Mă apropii de încheiere. Punctele 2 și 3 le voi trece repede. Cristi a renunțat din îndemnul lui la punctele 2, 3 și 4. Eu nu o să renunț la ele, dar vreau să vi le spun pe parcurs. Foarte repede. Când e vremea războiului, poporul trebuie să aibă foame după victorii. Nu știu dacă înțelegi că este o vreme propice pentru noi. A fost o vreme în care aș fi vrut să dau toată pușculița mea de 100 de lei, de 200, de 300 de lei, numai să fiu pe un stadion și să cânt poporașul meu. Pe toți aș fi scos și aș fi zis, Doamne, vreau să fiu și eu pe stadionul Rocar, din berceni și să cânt poporașul meu, să cânt, mi-e așa de dor de tine, vreau să ies pe stradă, vreau să fac ceva pentru tine, vreau să dau pliante, vreau să cânt, vreau să repet până nu mai pot. Nu înțelegeți că este o vreme de har în care putem să facem asta? Nu înțelegeți? Nu înțelegeți că va veni o vreme când veți putea să dăruiți și nu veți mai avea unde? Nu înțelegeți că va veni o vreme când veți vrea să vă duceți pe un stadion și nu o să mai aveți unde? Nu înțelegeți că va veni o vreme când veți vrea să vă adunați cu Sfinții și nu veți mai avea unde? Ce vreți să vă mai zic? Ce vreți să vă mai fac? Unde să mă mai duc și ce să mai închiriez? Am închiriat Național Arena. 50.000 de locuri. Tony Mason. Tony are legături la masonerie. Au venit pocăiții și au zis: Tony candidează la președinție, nu vă duceți. Uite că n-am candidat. Și nici nu o să candidez dacă mi-o zice domnul vreodată, dar nu mi-a zis. Nu vreau să. Nu mi-a zis și nu ăsta e scopul meu. Nu o să-mi anunț candidatura nici pe 7, nici pe 5, nici pe 28 aprilie. Sau 18, cât e 18 aprilie, vinerea mare la anul. Nu! Dar vreau să vă anunț un lucru, că Iisus Hristos vine curând și cine nu-i gata nu va fi luat. Zice, îmi place așa de mult de Caleb, hai să citim un text, Eu 14 de la 6 în jos, dă-te rog frumos, Andrei, doar de Caleb vreau să vorbesc. Și știți ce? Un lucru vreau să cer, în timp ce citesc acest text, vreau să curgă Duhul lui Caleb peste biserica Profides și peste biserica care mă urmărește de pe internet. Aș vrea să cer Duhul lui Caleb. Aș vrea să cer vlaga lui Caleb. Aș vrea să cer pasiunea lui Caleb. Fiți atenți aici, Caleb. Un om care, atenție ce vreau să vă spun, 45 de ani, 45 de ani a stat degeaba că n-a avut pe ce stadion să cânte, n-a avut în ce bătălie să se bage, a trebuit să stea și să numere scorpionii din isip, să-i caute cu bățul. 45 de ani a avut aceeași rutină ordinară și nenorocită în care n-a putut să facă absolut nimic. Că era o vreme sterpă. 30 și ceva de ani. 34 de ani de după Revoluție. România n-a făcut absolut aproape nimic. Cât un eveniment răzleț pe aici și pe colo. 35 de ani care am stat ascunși în în bisericile noastre. 35 de ani în care ne-am jucat cu bățul prin nisip. 35 de ani în care ne-am bătut ca aia patru frazi din fabula mea. Ne-am bătut penticostal cu baptiști, penticostal cu ortodoxi, ortodoxi cu catolici. 35 de ani în care, iată ce România azi, în 35 de ani de libertate, în care ai fi putut să faci orice. Pentru că vreau să vă spun un lucru. În țara în care se vând droguri în se poate predica și Evanghelia Angro. O, încă o dată o spun. În țara în care e libertate să se vândă droguri, sub ochii lor! Sub ochii lor! Jandarmeria, a, când își doresc să-i prindă, da, își doresc să-i prindă. Dar vreau să vă spun un loc. Cu toată poliția și jandarmeria, cu toate serviciile secrete, din păcate, se vând droguri și asta poate să vă confirme ei, nu eu. E așa, Maria ne da sau nu? Este așa, da sau nu? Cu toată jandarmeria acolo, cu toată poliția acolo. Se strecoară 2, 30, 100 să vândă droguri. Și vând! Vă nu glumă! Nu zic că poliția nu-și dore să-i prindă. Nu zic că jandarmeria n-ar vrea, vrea să-i prindă. Nu zic că Maria n-ar vrea să-i prindă. Ca să face. Vrea să-i prindă. Nu zic că nu. Dar au libertatea și știți ce? Culme, Pot vinde. Angro. Pot vinde cu tonele. Și vreau să vă întreb biserică în societatea în care se vând droguri. Angro! Oare biserica nu poate să vândă așa cum zice pilda Domnului Iisus Hristos? Duceți-vă, luați, căutați de cumpărați har, cumpărați un de lemn. Oare biserica nu poate să, să, să dea har? Oare biserica nu poate să evangelizeze angro? Oare biserica nu poate să închirieze toate stadioanele lumii și ale României? Oare biserica nu poate să, să, să pună difuzoare? Mă uitam la concertul care a fost ieri în capitală aparatură de zeci de milioane de euro, zeci de milioane de euro, scene gigantice, stâlpi întregi de scene și biserica vine cu o amărâtă de boxă, Beringer, cine știe cunoaște. Zbârnă e vocea predicatorului și ajunge decât la 15 metri. Că noi nu avem bani, dar trăim în huzur, trăim în belșug, ne parcăm bolizii, toți! Ne parcăm bolizii și construim palate, dar biserica nu Nu zic să nu-ți construiești Nu zic să nu-ți parchezi mașina acolo Că ți-a dat Dumnezeu Dar vreau să spun un lucru Dacă ți-a dat Dumnezeu de bolizi, de vile, de case De vacanțe în Caraibe Și biserica zace Și contul tău bancar E dovada că tu ai donat nici 1% Din venitul tău Ăla te va judeca pe tine și nu glumesc Dumnezeu te va judeca cu extrasul de cont că așa mă va judeca și pe mine, așa o va judeca și pe Gabriela, cu extrasul de cont ne va judeca Dumnezeu. Și de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu nu ne-a dat să întindem gâtul. Ascultați-mă bine ce vă zic. Dumnezeu ne-a dat. Avem de Chanel, Shawai, avem de Gucci și Telegucii. Avem de toate. Uitați-vă la mine, uitați-vă la noi. Avem! Și Biserica lui Hristos încă face evenimente de care ție mai mare jena. Și se adună în număr de ți -e mai mare jena. Că Hristos nu merită. Nu, Hristos nu merită. Vă spun, Hristos nu merită. Și și cine îmi zice asta? Voi îmi ziceți asta. Hristos nu merită. Hristos nu merită mai mult. Hristos nu merită prezența mea. Dar dracu merită 110.000 la unde străbălat care a dansat în cel mai grotesc și ordinar mod posibil pe o scenă în România. Dracu merită 110.000 de oameni. Hristos nu merită. Dracu merită bilete de 3.000 de lei. A, acolo ne dă. Ce vă dă, mă? Ce vă dă? Ce vă dă, dracu? De-i dați 3.000 de lei biletul. Și la Hristos n-aveți. La Hristos sunteți săraci. Ați dat toți în sărăcie la Hristos. Ați dat toți în boală la Hristos. La Hristos ați dat toți în apatie. La Hristos ați dat toți în, în, lene. Am fost la un tânăr acasă care avea toate brățările evenimentelor și îmi spunea, avea, era un om din lemn cu mâinile întinse și avea și pe un braț și pe altul brățări. Și, dar ce cu brățările astea? Și a zis, pe asta am dat 3.000 de lei la Antold, pe asta am dat 4.000 de lei la Saga, pe asta am dat 3.000 de lei la Neversea, pe asta am dat 4.000 de lei la Electric Castle, pe asta am dat 4.000 la Beach Please, pe asta am dat 5.000 acolo, plus băutură, curvii și droguri. Plus! Plus! Și noi am venit la Hristos și îi dăm lui Hristos oasele. Oasele vieții noastre. Resturi. Ia Iisuse ia de aici. N-am -am, -am niște gunoaie pe aici. Ia Iisuse, resturile vieții mele. Mi-a rămas și mie o pensie amărâtă, 5 lei. Ia resturile vieții mele. Asta merită Hristos și asta spuneți voi că merită. Hai să ne trezim în numele Lui Iisus Hristos. Eu cred că Hristos merită mai mult, amin? Este vremea războiului. Glorie Lui Iisus Hristos. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal. Iosua 14 cu 6. Fiul Iuda s-a apropiat de Iosto la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, Chenezitul, i-a zis, știi ce a spus Domnului Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades, Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani, ascultați-mă bine, uitați-vă un pic, era un tânăr, eu am 38, mă simt foarte plin de putere, mă simt extraordinar de plin de putere, am 38 de ani. Caleb era mai mare decât mine cu 2 ani. La 40 de ani, credeți-mă, la fel de plin de vlagă o să mă simt. Uitați-mă, că am dat, un, am dat, o palmă în amvon de la am spart. Îmi cer scuze. E ca două la de ziua voastră. O să lipească, Marian. Dacă dau o palmă și în partea asta, îl sparg și în partea asta. Îl stric de tot. Mă simt plin de putere. Mă simt plin de vlagă. Aș face orice. Soția mea îmi spune, dar mai, mai stai, mă, omule. Nu pot. Mai stai mă acasă, nu pot, am făcut turneu acum Din august până în octombrie Am pus în fiecare duminică să plec după biserică Să plec pe la Alba, pe, la, pe unde mai plec Pe la uh, Lupen, pe unde mai plec Nu pot, mă simt plin de vlagă Și când Caleb avea 40 de ani din cauza prostiilor generației lui, din cauza unora care au zis că Hristos nu merită nici stadioane, nici dărnicie, nici implicare, din cauza unor putori spirituale care n-au crezut în puterea lui Isus în vremea războiului, care au venit și au zis, noi nu putem, doar dracu poate, noi nu putem, noi suntem lăcuste, diavolul are uriaș. Noi suntem săraci, diavoloare miliardari! Noi suntem gunoaie, diavoloare aur și palate! Din cauza unei generații de, de, de oameni de nimic, Iosua a pierdut 45 de ani din viața lui în care ar fi vrut să facă ceva pentru Hristos. Vreau să vă spun un lucru, vreau să vă spun un lucru. Nu-l forțați pe Iosua să stea 45 de ani cu bățul prin nisip. Nu mă forțați să stau degeaba, că nu pot. Mă auziți? Vă rog în numele lui Isus. Veniți cu mine ca să nu fim nevoiți să stăm degeaba și să plângem în pumni. Veniți cu mine în numele Lui Iisus Hristos, vă rog. Haideți, hai să facem ceva, hai să ne ducem. Hai să ne ducem, hai să realizăm ceva. Poți mai mult, pot mai mult. Putem! Ce am putea să facem mai mult, Doamne, pentru Tine? Zice Iosua cu regret în glas aici, zice, aveam 40 de ani și nu pot să uit. Nu poți să-i dă mai departe, lasă acolo. Unde ești? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să-i scodesc sara. Și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Omule, când ai inima curată, vei lucra pentru Dumnezeu. Când ai inima mizerabilă, nu vei lucra pentru Dumnezeu. Când ai gunoaie și mizerie în inimă, nu -o, o să, ai nici pic de râvnă pentru Dumnezeu. Nu o să vii nici la biserică, o să întârzi și la amărâtul ăla de program, nu o să se nimic de viața ta, Vii, ba, vii ba, nu vii, dai, ba, dai, ba, nu dai. Nimic nu o să se aleagă de viața ta. Zice Iosua, inima mea curată mi-a zis că pot, inima mea curată mi-a zis să îndrăznesc, inima mea curată mi-a zis că vom putea dobori uriașii, inima mea curată mi-a zis că Dumnezeu este cu mine, inima mea curată m-a făcut să aduc un mesaj de încurajare. Din păcate n-a avut cine să-l audă. Ia ta dă mai departe. Frații mei care se suiseră împreună cu mine dă -te rog, Andrei, opt Frații mei care se suiseră împreună cu mine Au tăiat ce? Ce au făcut oameni buni? Sunt niște oameni care tot ce fac astăzi E să taie inima poporului Să taie inima poporului Nu vă duceți că tonii candidează Nu vă duceți că joacă fotbal Cu iudeu m-am făcut iudeu Cu grecul m-am făcut grec Ca să-i cuceresc pe toți pentru Hristos Nu vă duceți pe stadioane a ieșit unul din America de la Ambon Iau, fac campionate E comod să stai într-o biserică E comod să stai în biserică E comod să nu miști nimic E comod să nu te duci Să dai zeci de mail și zeci de telefoane Să închiriezi un stadion Și zeci de ședințe E comod să nu suni La zeci de firme de închirieri E comod să nu dorm noaptea Ca seară Gabriela e martoră Mă zvârcoleam în pat și mă rugam pentru finanțe. Dăm, Doamne, 30.000 pentru 7 septembrie și 30.000 pentru 5 octombrie, plus 20.000 pe lună chiria aici. Nu dormeam azi noapte. Nu i-am mai spus soției de ce nu dormeam. Ce ai, Toni? Mi-a dat melatonină. Ia și sugi o melatonină. Că aveam somn. Pune-te și roagă-te, Toni E comod să stai la amvoane unde-ți vin zeciuielile, unde-ți vin banii așa în coșuleț și plimbă coșulețul prin biserică. Și e comod să stai cu milioane de euro în cont. E comod. Dar ia să vezi când te uiți în cont și ai 20.000 și îți trebuie 70.000 sau ai 50.000 și îți trebuie 100.000. Da, trezim lumea și dacă e nevoie facem și campionate. Să-i aducem pe fotbaliști la Hristos, amin? Să-i aducem pe deținuți la Hristos Să-i aducem pe polițiști care vor fi acolo N-am fi adunat niciodată Atâtea familii de, de, de fotbaliști Atâtea familii de peni, din penitenciar de la pușcărie Atâtea familii de polițiști N-am fi adunat niciodată Să audă un cuvânt, să audă o cântare Niciodată Dar îi adunăm ca au nevoie și ei de Hristos și ei știu asta Vorbea fratele meu, Marian Aliuță, cu un fotbalist, nu-i dau nume, și Marian Aliuță le zicea: Veniți mă că avem nevoie de Hristos, veniți mă că avem nevoie. Uite cum se strică lumea, dar fotbalistul ăsta foarte renumit din generația de aur zice: Da, mă, Mariane, cât să ne mai suporte și omul ăsta? Dar Marian zice: Care om? Dumnezeu! Cât să ne mai suporte și omul ăsta? Ne-am stricat de tot, mă, Mariane! Da, ne-am stricat! Și întrebarea e bună Cât să ne mai suporte Dumnezeu? Cât? 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 Cât vreți să ne mai suporte Dumnezeu? Continuă Caleb aici dă te rog frumos Andrei La ce verset eram? La nouă și în ziua aceea Moise a jurat și a zis Sara în care a călcat piciorul tău Va fi moștenirea ta pe vecie Pentru tine și pentru copiii tăi Pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului Mare Dumnezeului meu Acum, iată, dă mai departe Acum iată că Domnul m-a ținut în viață Cum a spus Sunt 45 de ani De când vorbea Domnul astfel lui Moise A vrut să vă dea bine cuvântarea Cu 34 de ani, Românie Sunt 34 de ani În care n-ai făcut nimic, Românie Ce ai făcut? Uitați-vă la București Uitați-vă la București Dacă mie îmi ziceți că București a făcut ceva pentru Hristos Vă fac mincinoși în față Uitați-vă la București. Nu sunt nici 10.000 de creștini autentici în capitala țării, unde sunt vreo 3 milioane jumate cu tot cu Ilfov, cum ar fi de-o Franz, de care vă ziceam că sunt 16 milioane de locuitori. Ce-a făcut oameni buni? Că nu-s biserici nici de 500 de oameni. Biserica Profides cu 800-900 e cea mai mare din București. Da, e cea mai mare, Biserica Profides în moment... Nu, 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 nu aplaudați! Nu, nu, nu aplaudați, că nu era o laudă. Nu-i o laudă Nu-i o laudă Dacă eram 8.000 Poate, poate că puteați aplaudați Dacă eram 8.000 Era cât de cât Nici măcar atunci nu era bine Vă spun un lucru Dacă erau 80.000 Înseamnă că am fi cucerit ceva Dacă eram 80.000 Înseamnă că am cucerit ceva Ceva Dacă am fi fost 80.000 Suntem 800 800 vă, vă convine? Vă întreb Vă convine da sau nu? Cui de, aici, cui de aici îi convine că suntem 800? Mie nu-mi convine. Nu, n-am realizat mare lucru. N-am realizat mare lucru. Putem mai mult în numele Lui Iisus Hristos. Tu poți mai mult. Tu poți mai mult. Tu poți mai mult. Tu poți mai mult. Voi puteți mai mult. Eu pot mai mult. Noi putem mai mult. Hai să facem! Hai să facem! A venit un gând de descurajare Hai mă, Tony, ai ajuns acum să aduci copii Cu autocarele, tocmai din călăraș Să-i aduci la stadion Hai mă, Tony, mai baci acolo vreo 2000 de euro Venea în gândul meu numai Bă, Tony, te mănâncă, mă, pe tine te mănâncă vă pe tine te mănâncă rău Și mi-a venit un verset Mă mănâncă râvna pentru Domnul Mă mănâncă râvna pentru Domnul Nu pot să tac, nu pot să stau nu pot să tac, nu pot să stau. Și astăzi versetul 11 zice aici Mâna sus dacă avem de 80, 70 câți avem? 70, peste 70, peste 70, mâna sus peste 70. Avem, Dumnezeu să vă binecuvinteze, peste 80 avem? Peste 80 vreo unu? Sunt, dar nu azi la slujbă. Nu trăiau cu foarte mult. Credeți-mă că la 85 de ani era o vârstă. Nu mai era ca la tinerețe, joc de clezne. Nu mai era ca la 20 de ani. Și hai să mai zicem o dată versetul acesta împreună. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis, am tot atâta cât aveam, fie pentru, fie pentru ca să merg în... Și ce aș vrea? Am un vis. De va mai ține pământul, deși cred că lucrurile se vor sfârși curând, dar dacă va mai ține pământul și prin har, Vom mai ajunge la vârsta de 70-80 de ani unii dintre noi. Dacă Tony ar mai ține pământul, deși nu cred, dar dacă Tony ar mai ajunge la 80-85 de ani, aș vrea să vă citesc și atunci versetul ăsta. Aș vrea să vă citesc și atunci versetul ăsta. Și să zic, și astăzi, iubită Biserică Profides, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Dumnezeu să conduc Biserica asta. Am tot atâta putere cât aveam atunci când eram un tinerel. La 29 de ani am început biserica Profides. Pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Și închei cu ultimul punct și vă rog să vă ridicați în picioare. Când e vremea războiului, oameni buni, am zis când e vremea războiului, primul punct, poporul trebuie să fie echipat. Când e vremea războiului, în al doilea rând, trebuie să aibă foame după victorii ca Iosua și când e vremea războiului trebuie să fi gata să-ți dai viața Doi Timotei 2 cu 3 zice suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oastră și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Lugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele Înțelege ce-ți spun Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile adu aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, în via din morți pe Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabdă totul pentru ce aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta Dacă am murit împreună cu El Vom și trăi împreună cu El Dacă răbdăm Vom și împărăți împreună cu El Dacă ne lepădăm de El Și El se va lepăda de noi Dacă suntem necredincioși Totuși El rămâne credincios Căci nu se poate tăgădui singur Adu-le aminte de aceste lucruri Și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu Și fiți atenți Închei cu exemplul fabulei Pe care v-am dat-o la început Roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de, zice stare, certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pirea celor ce le ascultă. Hai, lăsă, hai să lăsăm certăreții de pe internet, hai să lăsăm certăreții care vorbesc din bârloguri, certăreți care nu fac nimic. Hai să-i lăsăm pe ăștia de se leagă de noi că facem, că ieșim pe stadioane și în piețe. Hai să-i lăsăm pe ăștia care ne critică că facem campionate ca să întoarcem la Hristos fotbaliști. Hai să-i lăsăm pe ăștia din bârloguri care sunt buni doar la ceartă și hai să fim gata să suferim pentru Evanghelie. Să fim gata să jertfim, să ne luptăm lupta cea bună a credinței. Hai să fim gata să dăm totul. Roagă-te și zi, Doamne, oare cât aș putea să mai dau eu pentru Tine? Oare ce aș putea să mai fac eu pentru Tine? Pentru lucrarea Ta? Oare cât aș putea să mai dăruiesc? Oare cât aș putea să mă mai implic? Oare cui aș putea să-i mai vorbesc Evanghelia? Pe cine aș mai putea să scot la masă? Mă uit în agenda mea de pe, de pe WhatsApp de multe ori și zic, Doamne, cui mai pot să-i trimit invitație la stadion? Cui să-i mai vorbesc de Tine? Pe cine să-l mai chem la Tine? Cere râvnă, cere zelul lui Caleb mă rog ca Duhului Caleb să coboare peste biserica, profides Și peste biserica care ne urmărește acum, roagă-te! Roagă-te și cere zel! Cere flagă! E vremea războiului și trebuie să profităm din plin! roagă pentru asta!